Viața grea și lipsa locurilor de muncă împiedică de multe ori pe părinți să ofere copilului lor o educație și chiar condițiile normale necesare studiului. De aceea, deputatul Nicolae Florian s-a gândit să dea o mână de ajutor celor care vor să învețe și să împiedice abandonul școlar. Astfel, parlamentarul a demarat o acțiune de ajutorare în toate școlile din municipiu, ce constă în oferirea de rechizite elevilor fără posibilități financiare. 42 de elevi din cadrul școlii Savin Popescu au primit astăzi ghiozdane și rechizite gratuite. Că nu de foarte multe ori avem ocazia să facem astfel de, cadouri. Cadouri care vin probabil din adânci simțăminte de omenie și de bunătate din partea domnului deputat Florian Nicolae, care s-a gândit să facă acest gest minunat, să ajute pe copilașii școlii noastre. Gestul făcut de Nicolae Florian a sensibilizat în special pe părinți care doresc să le ofere copiilor o educație decentă, însă situația financiară în care se află nu le permite prea multe. Mi se pare un lucru foarte bun, doar ce noi nu muncim, eu nu am salariu, decât nu muncesc decât soția, am părinți care sunt bolnavi, nu ne ajungem, e un lucru foarte bun. Foarte frumos! Având în vedere că nu avem posibilități, e un gest foarte frumos. Până acum a mai făcut altcineva un astfel de gest? N-am. De altfel, nu este pentru prima oară când politicianul se implică în astfel de acțiuni. Cu puțin timp în urmă, Nicolae Florian a participat la Ziua Porților Deschise, organizată de Școala Gimnazială Savin Popescu, și a făcut o donație substanțială. Din banii primiți, conducerea a reabilitat una din sălile clasei pregătitoare și a achiziționat un calculator și o imprimantă. Astă primăvară, respectiv la 15 martie, parte, da, a fost ziua școlii noastre, Ziua Porților Deschise. Cu această ocazie, domnul deputat ne-a onorat și s-a comportat și atunci ca și acum ca un sponsor generos. Directorul a lansat totodată și o invitație celor cu posibilități financiare de a oferi șansa la educație copiilor nevoiași, urmând astfel exemplul deputatului Nicolae Florian.